Salutare, numele este Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta, oameni buni, o să readucem seria de chestii de 1 leu versus chestii de 100 de lei. Nu știu dacă a mai făcut cineva lucrul acesta pe YouTube, chiar nu mă interesează. Am stat și m-am gândit la idei pentru clipuri și mi-a venit asta. Dacă există deja un videoclip pe tema aceasta, aia e. Astăzi, oameni buni, o să facem un milkshake de 1 leu versus un milkshake de 100 de lei. Vreau să vă spun înainte să înceapă acest episod, nu ezitați să apăsați pe acel buton de like, să strângă cât mai multe like-uri la acest episod. Haideți să strângem 50.000 de like-uri, dacă se strâng 50.000, o să fiu foarte fericot. Și haideți să intrăm în acest episod. După cum știți, un milkshake este făcut din lapte. Dar cum o să facem noi un milkshake de 1 leu? Puteam să jur că aveam cireșe. Oameni buni, avem lapte. O să scot un pahar. Și o să facem milkshake de 1 leu. Nice. Punem așa lapte până aici. Bineînțeles, trebuie să-i adăugăm niște zahăr ca să-l facem mai dulce, să fie mai gustos. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Garbage. Punem, nu o linguriță, două de zahăr. Să nu faceți așa multă mizerie cum fac eu. Și gata, oameni buni, nici nu trebuie mai mult. Ăsta este un milkshake de 1 leu. Dacă nu v-ați făcut niciodată un pahar de lapte rece, asta e foarte important, să nu încălziți laptele pentru că stricați totul. Un pahar de lapte rece cu două lingurițe de zahăr. Ăsta este milkshake de 1 leu. E doar lapte cu zahăr, frate. E un milkshake. Nu, e lapte cu zahăr. Bine, acum hai să lăsăm prostiile. Haideți să facem milkshake-ul de 100 de lei. Bum, avem aici toate ingredientele necesare pentru a crea un milkshake de 100 de lei. Avem un lapte, avem o frișcă, avem sos de caramel, avem lapte cu ciocolată, avem frappe, budincă de ciocolată și piesa de rezistență, sprinkles. Arată-mi și mie sprinkles. Trebuie să vedeți sprinkles, ăsta este sprinkles. Hai să-i dăm drumul. Ok, cred că ar trebui să amestecăm totul, să băgăm totul în blender sau să-l facem așa. Și pentru că nu este orice fel de milkshake, este un milkshake de 200 de lei, nu putem să-l punem într-un pahar de ăsta amărât. Trebuie să luăm un pahar uriaș. Avem aici un pahar uriaș. Hai să-i dăm drumul, să preparăm milkshake-ul. În primul rând, ca să facem milkshake-ul acesta, cred că va trebui să turnăm o sticlă de lapte întreagă, pentru că altfel nu văd cum aș putea să fac. Nice, toarnă laptele la bine. That's right. Ok. Bun, cred că acum ar trebui să adăugăm niște lapte de ciocolată. Ia uite. Barman, adu sifon. Nice. Clar. 5 stele. Ai adăugat foarte multă culoare în acest lăptic. Băi, nu subestima momentan ce o să ne iasă. Am uitat de un ingredient. Înghețată. Cum puteam să o uit de înghețată? Înghețată. Dacă vă întrebați cum o să punem înghețata în acest milkshake, este o tehnică destul de secretă pe care nu prea am voie să o dezvălui, dar o să o fac numai pentru voi. Trebuie să aveți o înghețată cum e aceasta, adică la vafă. Și ce interesant la înghețata asta este că... Și acum ce ar trebui să se întâmple? Nimic, conține înghețată. Bun, deci avem și înghețată, foarte, foarte bine. Trebuie să adăugăm și frappeul. Bineînțeles, acest milkshake conține și cafeină. Să te trezească așa puțin de dimineață. Scăr, bam, frumos, dar nu-l punem pe tot că nu vrem să ne ia inima razna. Acum trebuie să adăugăm budinca. Uitați-vă ce budinca avem aici. Ciocolată, vanilie deasupra. Perfect. Cu foarte multă grijă am pus totul aici. Acum ingredientul meu preferat, tubul cu frișcă. Ingredientul meu preferat, tubul cu frișcă. Oh, uite cât se duce, stai așa. Yeah. am dat obiectiv.
Și, oh, e pe obiectiv. Da, mai focalizează. Ne scuzați, trebuie să vă ștergem puțin de frișcă. Uite, și... vezi ce are acum? Păi aia am obiectiv de 62 de milioane, să mai întâmplă. Păi ce-i făcut aici, doamne? Nu, exact așa trebuie să arate. E totul sub control. Acum trebuie să adăugăm caramelul, care trebuie mai întâi desfăcut. Trebuie să-l punem așa pe deasupra. Oh shit, god damn. Foarte bine. Și tot ce mai avem de adăugat, mai sunt ornamentele acestea colorate sau sprinkles. Trebuie să-mi dau seama cum se deschid. Ok, bun. Mamă, câte sunt o grămadă. Cred că turnăm așa pur și simplu. Sprinkle. Gata, mă. Și mai avem aici și sprinkles de ciocolată. Nu putem rata ciocolata. Bine cu ciocolata. Bine pe ciocolată. Atât. Mai punem puțină frișcă, parcă s-a topit. Și arată perfect. Mai dă un șervețel că ai dat pe cameră. Și oameni buni, cam ăsta ar fi milkshake-ul de 100 de lei. Deci uitați-vă aici comparație. Un milkshake de 1 leu versus un milkshake de 100 de lei. Lăsați în comentarii care arată mai delicios. Acum l-aș gusta pe ăsta, dar nu am un pai uriaș ca să gust din el. Deci sunt sigur că este foarte, foarte bun. Take a taste. Arată bine. Bine, știi că milkshake-ul se bea. Bă, e super bun, e chiar genial. Dacă vreți să cumpărați milkshake-ul făcut de Cristi, apăsați pe butonul de like. Păi nimeni n-ar da 100 de lei pe un shake. Păi eu vi-l vând gratis. Mamă, e milkshake pe microfon. Oh, shake.